Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, bine ați venit la Deșteptarea. O să începem vorbind un pic despre educația din România. Știm că sunt probleme mari cu educația. Sunt și uite-te la bază. La mine. Da, sigur, asta. Vorba aia. Deci uitați-vă la noi, deci sunt și la bază. Sunt și pe la mijloc, dar să știți că sunt și pe la vârf. Deci, practic, peste tot, și de sus în jos, și de jos în sus, și pe diagonală. Și probleme mari, adică chestiuni elementare. Cât fac, cât face? 13 plus 5. Vezi, v-am zis că sunt probleme. 13 plus 5. Bogdan Ocnaru, reporter la Observator, la Antena 1, intervievează consilierul ministrului educației. Fost secretar de stat, intervievează pe domnul Radu Sechei. Au o discuție, mă rog, pe subiectul fiind grupa mijlocie de la grădiniță, care va deveni curând școlarizare obligatorie. Deci nu doar grupa mare, acum și grupa mijlocie, urmează și grupa mică, practic cum se naște... S-au rezolvat toate problemele din învățământ, la toate nivelurile. Adică totul e ok. Avem și manuale, suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Și țintim acum grupa mijlocie, ba chiar și grupa mică, înțeleg. Grupa mică, da. Și omii patrii din ce în ce mai mici. Se merge spre creșe, eu simt. Creșe. Da, doi ani o să înceapă o să fie procesul. Ora de algebră și fracții la creșe. Ți-l ia la școală din maternitate. Câte luni ai păpușică? Bun, deci asta va însemna mai mulți ani de școală pentru copii, evident că o fi bine, o fi rău, asta mai discutăm. Dar nouă ne-a plăcut adunarea pe care o face oficialul de la educație, domnul Sechei. Fiți atenți, vă rog, la dialog, avem o mică înregistrare. La anul. Deci, atenți la... Oprește puțin, frate, că n-a terminat să vorbească vedeta. Ia spuneți. Dar microfonul, crezi că scapă așa ușor? Mă scuzați. Deci fiți atenți, vă rog, la dialog și mai ales la finalul acestui dialog. Pot să dau drumul? Te rog, play, maestre. La anul, grupa mijlocie la grădiniță va fi de asemenea obligatorie? De la anul din 2023, da, conform legii educației, grupa mijlocie devine obligatorie în 2023 și în 2030 chiar și grupa mică, dar mai este până atunci și probabil vom avea și o nouă lege a educației, vom vedea ce specifică aceasta. Foarte mulți ani de școală, obligatorii pentru copii. 13 cu 5, 15, 16 ani de școală, da. De acolo. Deci 13 cu 5 15. Hai și 16. Cum îi spun mereu lui Ștefan, e foarte importantă la matematică demonstrația. Da. Rezultatul e bun și dânsului rezultatul i-a dat corect. Cei 13, da. Dar 5 ăla nu știu de unde l-a spus. Da. Bun, deci aici suntem. Și dacă vrei poți să mai dai o dată. 13 plus 5 face 13, 15, 16. Cât vine? Câte, domnule? Care restul? Dăm mătale restul. Va fi de asemenea obligatorie? De la anul din 2023, da. Conform legii educației, grupa mijlocie devine obligatorie în 2023 și în 2030 chiar și grupa mică, dar mai este până atunci și probabil vom avea și o nouă lege a educației, vom vedea ce specifică aceasta. Foarte mulți ani de școală, obligatorii pentru copii. 13 cu 5, 15, 16 ani de școală, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.